iar ca a doua e tăcerea, tot așa e de adevărat. Că-și vrăjmași ți-i faci pe oameni numai când le spui vreodată adevărul, adevărul hotărât sau mustrător. Căci un adevăr de formă și o credință doar de vorbe nu vor supăra pe nimeni, poți să le vestești oricând. Când se înfățișează însă adevărul spre trăire, atunci se aleg din oameni care sunt și care nu-s. Adevărule prea dulce, nu știam de mult eu oare că între oameni mai comodă și înțeleaptă e tăcerea? Dar de-aș fi făcut eu astfel, cum ți-aș fi fost credincios? Și cum aș mai fi eu oare, frate și nevinovat? Adevărule prea dulce, câte lovituri în viață, câte lacrimi și prigoane mi-ai adus când te-am urmat. Tu m-ai despărțit de prieteni, tu m-ai depărtat de acasă, tu m-ai rupt din locuri scumpe și m-ai scos din inimă dragi. Mi-ai zdrobit viața în lupte și în lipsuri și în muncă, să îndur foame și mizerii și batjocuri, tot mai singur. Dar cu toate acestea astăzi te iubesc mereu mai tare, fiindcă în pacea conștiinței numai singur tu mi-o dai. Când te apăr și-as pe tine, iată, sunt lovit pe față și vorbit de rău prin spate și vândut de frați vicleni. Să fiu isconit din inimi, ale mele binefaceri sunt jignite și uitate, meritul batjocorit. Dar și așa, cu toate acestea și chiar pentru acestea toate, eu vreau să rămân cu tine, sfânt și unic adevăr. După cum întâia dată te-am crezut pe totdeauna și-am pus legământ ca astfel să te ascult până la sfârșit, căci tu-mi dai inimii pacea, conștiinței bucurie și în odihna mea și în muncă și în umbră și în senin. Frații mei, dacă îmi vreți bine, binele adevărat, eu vă rog ca totdeauna adevărul să-mi grăiți, căci atunci îmi faceți bine și atunci îmi sunteți frați. Spuneți-mi-l totdeauna, căci eu nu întotdeauna pot să-l văd de plin și adesea eu sunt slab și ispitit. Spuneți-mi-l chiar și atunci când mi este împotrivă, dacă el îl voi cunoaște și voi săruta nuiaua, căci din toate acele mi este cel mai binefăcător. Amin.